Hei, bine ați venit la un nou videoclip. Ne-am întors la mâncărică, ne punem șorțuțul. Suntem pregătiți, echipați, să dăm bătaie. Cărniță. Ulei, ulei. Nu uitați, nu vă costă nimic acum. Deci acum puneți acolo pauză, pac. Și distribuiți acest videoclip pe story, o să vă repostez, aveți în descriere linkul unde îmi puteți dona, dacă vreți, bineînțeles. Și linkul de la Instagram, dați acolo un follow și puneți pe story pentru că eu o să vă repostez. Astăzi, o zi de duminică liniștită, noi o să preparăm pecie de porc, costiță de porc, afumate. Super rețetă. Și o să facem o garnitură de piure de cartofi. Dăm bătaie. Mi-am pregătit aici un bol. Aici o să punem carnea și facem o marinadă pentru carne. Ulei de floarea soarelui. Câțiva căței de usturoi. Zdrobim. Voi tocați mărunți. Călim usturoiul într-un bol separat. Bulion de casă, sos de roșii, vin de casă, amestecăm. Adăugăm sosul, ne ocupăm și de legume, un morcov mare, două cepe, morcovul rondele, pentru sos băgăm și niște barbecue, morcovii în tavă, am pregătit o tavă. Ceapa, rondele. Cipriș, după preferințe. Boia afumată, în plus de gust. Bine de știut, la noi în Ardeal foarte mult se bagă pe aici la afumat. S-a ținut și în salamură, deci este sărată. Aveți grijă la sos, eu o să pun foarte puțină sare, puțin piper, deoarece carnea este deja sărată și nu vrem să mâncăm bognă de sare. Ah, da, am luat sosul de pe foc, încă e călduț, bă, dar arată minunat, piper, foarte puțină sare, amestecăm, bă, dar ce bine arată, uitați, și așa crudă e perfect. Pac. Sosul este o marinadă. Clești. Băgăm, amestecăm marinada aici cu carnea. Bucată cu bucată pusă în tavă. Frumușel peste legume. Am umplut o tavă. Bă, știți ce mănânc eu din asta? Foarte, nu vă imaginați. Sosul peste, ce-o mai rămas. Nu lăsăm nimic, tragem și usturoiul. Cuptorul l-am preîncălzit, 180 de grade, 35 de minute și fripturica este gata. Mamă, fripturica e gata, cartofii sunt fierți, în blender o să facem un piure de cartofi. Băgăm cartofiorii.
lăptic, facem un piure cremos. Vedem pe parcurs dacă mai avem nevoie. Capacul și dăm bătaie. Scoatem fripturica. Să gustăm. Păi bună. No, hai da mă că trecem și la plating. O lingură, montăm piureul. Am o lingură de piure. Bucată mai mare, vedem ce e mai frumos. Hai că mai băgăm una de asta. Și una de asta. Luăm noi de aici cât putem. Deci asta e rețeta, niște pătrunjel. Gata. Bineînțeles, lângă merge strună o murătură de casă făcută de mămița, un ardei iute, conopidă. Bă, eu nu mă pot abține, așa că eu vă urez poftă bună, spor la gătit, un like, un subscribe și un share. Noi ne revedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat! Gata, de bine!